Sfântul Bonifatie a trăit pe vremea împăratului Dioclețian, la Roma, și era sclav al unei femei pe nume Aglaia, dintr-o familie nobilă, tatăl acesteia fiind prefectul Romei. Servitorul Bonifatie avea gestiunea averii stăpânei sale și ducea o viață îndestulată, deseori lăsându-se pradă vinului și trăind în păcat împreună cu stăpâna sa. Deși tânărul Bonifatie și stăpâna sa viețuiau în patimi, amândoi erau binevoitori și miloși cu cei sărmani și purtau în inimă durerea martirilor pentru Hristos din acea vreme a persecuțiilor. Toate acestea sunt pomenite în sinaxarul zilei, nu spre a defăima memoria Sfântului, ci spre a arăta fericita schimbare, cum, din păcătos, Bonifatie va deveni sfânt și chiar mărturisitor al lui Hristos. După multe petreceri și risipă, tânăra Aglaia a început să regrete viața fără noimă pe care o ducea și auzind de la un prieten că închinarea la Sfintele moaște ar putea schimba viața și prin rugăciunile sfinților martiri i-ar fi iertate păcatele tinereții, a hotărât să-și trimită robul pe Bonifatie în Cilicia, sudul Turciei de astăzi, unde erau martirizați creștinii pentru a aduce la Roma Sfinte Moaște. Pentru această călătorie s-au făcut multe pregătiri. Aglaia i-a dat lui Bonifatie Miresme și Giulgiu Curat, precum și o mulțime de servitori, dar mai ales bani mulți, pentru că păgânii văzuseră că trupurile sfinților mucenici erau luate de creștini și transformaseră suferința într-o afacere cerând mulți bani. Ajuns în Tars, în Cilicia, Bonifati a lăsat pe celelalte slugi să se odihnească, iar el s-a dus în piața orașului, acolo unde erau judecați și chinuiți creștinii. Cuprins de milă, în văzul tuturor, el a sărutat pe cei care erau chinuiți în fața judecătorului și a mărturisit că este creștin. Judecătorul n-a stat pe gânduri și l-a supus imediat la torturi. Iar după ce a văzut că Sfântul îndura toate acestea fără a se lepăda de Hristos, dar mai ales că părea nevătămat, iar mulțimea începea să murmure strigând împotriva idolilor păgâni, a decis să-l omoare și l-a condamnat la moarte prin decapitare. Astfel, Bonifatie, plecat fiind din Roma ca un păcătos, a ajuns în Tars, mărturisitor al lui Hristos. Văzând că nu mai revine, prietenii săi au început să-l caute, spunându-și că poate se va fi aflat la vreo petrecere știindu-i slăbiciunile. Aflând în cele din urmă întâmplarea și sfârșitul mucenicesc al lui Bonifatie, s-au căit pentru că l-au judecat și au plătit pentru trupul său 500 de galbeni. L-au uns miresme, l-au îmbălsămat și l-au dus stăpânei sale. Pe când se apropiau de Roma, un înger al Domnului s-a arătat în visa ei și i-a spus, «Primește pe acela care odinioară ți-a fost slugă, iar acum este frate al nostru și împreună slujitor. Primește pe acela care ți-era rob, iar de acum este stăpân al tău și de acum cu bună cinstire să-l cinstești, că este păzitor al sufletului tău și apărător al vieții tale.» Aglaia s-a trezit îndată, a luat cu ea slugile și pe unul dintre preoți și a ieșit în întâmpinarea lui Bonifatie. Mai târziu, fericită Aglaia a zidit o biserică în numele Sfântului Bonifatie în apropierea Romei, ducând acolo cu mare cinste sfintele sale moaște. După aceasta, cu Aglaia a împărțit averile sale săracilor și s-a retras din lume, trăind încă 15 ani în smerenie și rugăciune, iar după ce a dormit într-un domnul, a fost așezată lângă mormântul Sfântului Mucenic Bonifatie.